Președintele interimar al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Vladimir Mănăstireanu, a declarat că vrea să schimbe legislația astfel încât doar producătorii de lapte să dețină automate pentru vânzarea acestuia. În acest sens, după sărbători, ordinele 111 și 55 care reglementează aceste automate vor fi schimbate. Șeful ANSVSA, Vladimir Mănăstireanu, a precizat că din toate discuțiile pe care le-a avut cu fermierii, cu producătorii din industria laptelui, s-a ajuns la concluzia că trebuie modificate anumite ordine ale ANSVSA, în primul rând cele care reglementează autorizarea automatelor de lapte. Citez, am fost de acord cu fermierii care au spus că există samsari pe piață care au automate, de aceea și în controlele pe care noi le-am efectuat la vremea respectivă au existat neconcordanțe între laptele de bună calitate de la fermă și automatul în care am găsit lapte neconform din punct de vedere al aflotoxinei, pentru că sunt unități care recoltează laptele și au automate de lapte. Eu propun ca ordinele 111 și 55 care reglementează aceste automate să fie modificate și să spun foarte clar că doar fermele care produc lapte au dreptul să dețină aceste automate ca să existe un control mai strict al laptelui și o trasabilitate a laptelui de la fermă la automat, am încheiat citatul, a spus Mănăstireanu. Acesta a declarat că după sărbători vrea să facă diverse întâlniri și instruiri cu fermierii și să discute despre calitatea furajelor și despre furajarea animalelor.